Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Între 1 decembrie și 26 ianuarie, Mercur va petrece un timp îndelungat în semnul practic și determinat al Capricornului. Acest tranzit extins este cauzat de mișcarea retrograda lui Mercur, care se retrage temporar în săgetător înainte de a se poziționa definitiv în Capricorn. Această configurație astrală subliniază teme legate de comunicare exactă și reflectarea asupra scopurilor pe termen lung. Este o perioadă propice pentru a alege cuvintele cu grijă și pentru a elabora planuri de carieră ambițioase. Practicile de grounding pot ajuta la concretizarea gândurilor, facilitând evaluarea și abordarea sentimentelor mai pesimiste. Această influență planetară stimulează o analiză profundă a situațiilor și clarificarea problemelor înainte de a te angaja în soluții transformative. Pe 4 decembrie, Venus, planeta asociată cu dragostea, frumusețea și plăcerea, intră pe un teritoriu necunoscut când traversează scorpionul, de obicei legată de relații armonioase și de abilități fine de seducție și atracție. Venus este acum împinsă să adoptă o abordare diferită, mai intensă și provocatoare, specifică scorpionului. Scorpionul respinge falsitatea și superficialitatea, căutând o dragoste profundă și cuprinzătoare. Luna nouă în expansivul săgetător, pe 12 decembrie, ne cheamă la explorare, fie că este vorba de o călătorie interioară sau una exterioară. Primul pas în orice călătorie este adesea cel mai dificil, dar nu putem ignora apelul sufletului nostru în fața acestui semnal căutătorului, în noi există o sete de adevăr, propriul nostru adevăr. În următoarele luni, mulți dintre noi s-ar putea angaja într-o călătorie spirituală pentru a găsi acest adevăr, o călătorie care poate duce la descoperirea unor recompense neașteptate sau eventual, la un impas. Pentru a evita confuzia, este esențial să rămânem ancorați în realitate, să fim practici și pragmatici. Aceste calități nu se aliniază în mod natural cu natura spontană și asumatoare de riscuri a săgetătorului, un semn care vizează mereu înălțimea, cu credința că săgețile sale vor nimeri un teren fertil. Săgetătorul este acel semn care sare cu încredere, așteptându-se să aterizeze mereu în picioare, asemenea unei pisici. Ultimul mercur retrograd al anului, care începe pe 13 decembrie, este unic prin faptul că traversează două semne, capricorn și săgetător, generând posibil mai multă confuzie decât în mod obișnuit. Totuși, acesta reprezintă și o ocazie excelentă de a revizui și finaliza teme importante. Acest mercur retrograd special începe pe 13 decembrie și se încheie la începutul noului an, pe 1 ianuarie 2024, oferind un moment ideal pentru ca această planetă a gândirii să-și încetinească ritmul. Acesta este un timp propice pentru reflexie, care tinde să apară natural la sfârșitul anului. Utilizarea energiei acestui mercur retrograd pentru a te opri temporar, a privi în apă și a reevalua anul este o abordare productivă și proactivă de a colabora cu energia cosmică. Câteva sugestii de reflexie ar putea include examinarea obiectivelor, atinse sau neatinse și motivul pentru aceasta. De asemenea, este benefic să reflectăm asupra aventurilor și creșterii pe care le-am experimentat, permițându-ne să integrăm aceste experiențe. Adesea, cel mai valoros aspect al oricărei călătorii, este procesarea și asimilarea experienței trăite. Sezonul Capricornului, care debutează odată cu solstițiul de iarnă pe 21 decembrie și se încheie pe 20 ianuarie, marchează o perioadă de înțelepciune profundă și autenticitate genuină, după etapa plină de exces și distracție din săgetător l ar putea plăcea această revenire la seriozitate și stabilitate. Acest lucru nu exclude distracția, deoarece ne aflăm încă în perioada sărbătorilor. Capricornul înțelege echilibrul între responsabilitate și relaxare. Luna plină în rac pe 26 decembrie, un eveniment anual, ne îndamnă să încetinim și să ne dedicăm timpul celor și lucrurilor care reprezintă familia pentru noi. Fie că este vorba de un animal de companie drag, un prieten apropiat, un partener sau chiar noi înșine, această perioadă poate fi emoționantă și, pentru unii, o adevărată provocare. Luna plină ne solicită să avem grijă de copilul din interiorul nostru, să ne îndeplinim nevoile profunde, așa cum ar face un părinte iubitor, pentru cei cu un copil interior rănit. Aceasta este o chemare și mai puternică de a acorda atenție. Ce reprezintă hrănirea pentru tine? Poate fi o zi de repaus după o întâlnire intensă de familie, petrecerea timpului cu familia lasă, prietenii, sau momente petrecute în natură pentru meditație. La ce te îndeamnă inima ta în timpul acestei lumii pline? Și mai important, îți poți aloca timp pentru a răspunde acestei chemări deoarece lunile pline sugerează încheierea unui capitol, am putea dori să ne reamintim și să reflectăm asupra ultimilor șase luni. Luna nouă în rac din iulie a marcat începutul acestei călătorii speciale. Acum este momentul să închidem o ușă și să ne orientăm spre viitor, îndemărsând totdeauna simplu pentru sentimentalul rac. Totuși, nu trebuie să uităm experiențele trăite sau persoanele care au fost parte din călătoria noastră. Putem continua să prețuim pe cine și ce ne-a influențat și susținut în ultimele luni. În același timp, atașamentul nesănătos ne poate reține, așa cum ar putea dezvălui această lună plină. În domeniul lui Venus, sub influența extensivă și iluminatoare a săgetătorului, pe 29 decembrie, inimile noastre aspiră spre libertate, aventură și un strop de spontaneitate care să revitalizeze relațiile noastre. Odată cu călătoria lui Venus din profunzimile pasionale ale Scorpionului către teritoriul arzător al Săgetătorului, scena romantică se transformă radical. Această schimbare este simțită distinct, asemănătoare cu evoluția de la o sonată profundă la o simfonie vibrantă și plină de viață. Să ne pregătim împreună pentru un nou an plin de bucurii și împliniri. De aceea îți urez de pe acum, la mulți ani! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!